Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre fluviul Amazon. Este fluviul cu cel mai extins bazin hidrografic din lume, aproximativ 6.915.000 de kilometri pătrați, desfășurat pe teritoriul a 5 state sud-americane, cea mai mare parte în Brazilia, aproximativ 62,4%, în Peru, în Bolivia, în Columbia și Ecuador. Fluviul Amazon, la fel ca Dunărea, are o direcție generală de curgere de la vest către est, aproape paralel cu ecuatorul. Amazonul este depășit ca lungime totală a cursului doar de fluviul Nil din Africa, dar depășește alte fluvii importante cum sunt Yangtze-ul, Mississippi, Enisei, Huanghe, Obi, Rio de la Plata, Congo și Amur. Are o lungime de aproximativ 2,3 ori mai mare decât cea a Dunării. Izvorăște din masivul muntos Nevado Mismi, aflat pe teritoriul statului Peru, la 175 de km de coasta Pacificului și 190 de km de lacul Titicaca. Amazonul are mai mult de 1100 de afluenți, dintre care doi cu lungime ce depășesc 3000 de km, Madeira și Purus. Alți afluenți cu lungimi impresionante sunt Iapura, Tocantins și Araguaia. Bazinul Amazonului reprezintă cea mai întinsă suprafață ocupată de păduri tropicale din lume și adăpostește o biodiversitate extraordinară de specii de păsări, pești și mamifere. În pădurea amazoniană trăiește un număr impresionant de specii de papagali cu efective numeroase. Unul dintre cei mai mari prădători din pădurea amazoniană este jaguarul. Acesta nu ezită să se lupte cu caimanii care trăiesc în apele din râurile care aparțin bazinului Amazonului. Tot aici poate fi întâlnit și capibara, cea mai mare rozătoare din lume, care poate atinge și 50 de kilograme. Acesta, datorită capacității sale de a interacționa cu multe alte specii de animale, este considerat cel mai prietenos animal din lume. Cu toate acestea, el constituie hrana principală care asigură supraviețuirea jaguarilor, caimanilor și a șerpilor anaconda. Amazonul se varsă în Oceanul Atlantic printr-un imens estuar cu o lățime ce atinge aproximativ 325 de kilometri. Acum vă propun, dragilor, rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Analizați următoarea afirmație, identificați procesul sau fenomenul geografic prezentat care afectează pădurea amazoniană și explicați efectele sale. Afirmația este: pădurea amazoniană este grandioasă, însă, de la an la an, suprafața ei se micșorează rapid, copacii fiind tăiați pentru extinderea suprafețelor necesare cultivării plantelor, mai ales soia, și creșterea animalelor. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!